Iar Nadia Comăneci le-a urat românilor Paște fericit într-un videoclip postat pe Instagram. Fosta gimnastă a ținut să fie alături de români astăzi și le-a urat sănătate. Cu ocazia sărbătorilor pascale, vă doresc tuturor un Paște fericit, cu lumină, dragoste și credință, acasă, alături de cei dragi. Multă sănătate! Vești proaste pentru românii care merg pe litoral din această vară, cei care ajung în Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp vor trebui să plătească o taxă de 5 lei pe zi. Sumele colectate vor fi folosite pentru dezvoltarea și promovarea zonei. În legătură directă cu noi, colega mea Cătălina Buzoianu. Bună ziua, Cătălina! Iată o nouă taxă introdusă de autorități. Bun găsit, așa este. În primul rând, cei care vor veni din acest sezon estival în sudul litoralului vor trebui să-și aloce ceva mai mulți bani la bugetul de vacanță, pentru că, într-adevăr, vor trebui să plătească o taxă în valoare de 5 lei pe zi de persoană la recepția hotelului. Există și categorii care vor fi exceptate de la plata acestei taxe. Vorbim despre pensionari, veteranii de război și persoanele venite cu bilete de tratament. Banii vor fi colectați de recepțiile hotelurilor. Ulterior, vor fi virați către Consiliul Local, către bugetul local, iar Consiliul Local va decide ce va face cu acești bani, însă ei vor fi direcționați în special pentru promovarea și dezvoltarea stațiunilor din sudul litoralului. Vorbim de Neptun, Saturn, Cap Aurora, Jupiter sau Venus, dar și orașul Mangalia, oraș turistic de altfel. Asociația de management al destinației turistice Mangalia va fi cea care cumva se va ocupa de acești bani, de unde și cum vor fi ei investiți. A fost o asociație fondată de către primăria Mangalia și organizația patronală din Mangalia. Acum românii speră ca sezonul estival ce stă să vină să fie unul bun și să meargă în vacanțe. Până la urmă sunt dispuși să scoată din buzunar și această sumă, numai să-și petreacă o vacanță pe litoralul românesc, o vacanță pe care și-o doresc unii de foarte mult timp și din cauza pandemiei mulți dintre ei n-au mai ajuns pe litoralul românesc, așa că această sumă va fi scoasă din buzunar vrând nevrând.